Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir, astăzi la Meditații pentru părinți vorbim despre dulciuri. Ce sunt dulciurile și ce efect au asupra noastră? De ce apare pofta de dulce? Copiii au nevoie de dulciuri? Există dulciuri sănătoase? Aflăm imediat de la invitata noastră, doamna dr. Gabriela Mann, medic generalist, specialist în sănătatea populației. Bun venit, Gabi! Bun găsit! Zâmbeam și o să te rog pe tine să ne explici ce sunt dulciurile, ce efect au ele, de ce apare pofta asta de dulce la anumite persoane. Zâmbeam pentru că spuneam și înainte de emisiune, eu una aș putea trăi liniștită fără dulciuri. Nu toate persoanele sunt așa. Ce sunt dulciurile astea? Ce e cu ele? De ce apare pofta de dulce? Cum erai și când erai copil? Erai da, la nici fel? Copil nu. Nici nu. Preferam fructele, dintotdeauna am preferat fructele. Sunt o norocoasă din punctul ăsta Ești de vedere. Ești o norocoasă din punctul acesta de vedere. Bun. Odată trebuie să facem o departajare între pofta de dulce și pofta de dulciuri. Pofta de dulce e normală copilului până la 15-16 ani, pentru că sunt trei factori care eu susțin. Organismul în creștere are nevoie. Odată de s-a descoperit chiar că e legată direct de creșterea și dezvoltarea copilului și că va scădea treptat până la 15, după vârsta de 15-16 ani. Apoi laptele matern este dulce, da? Și copilul oricum asociază dulcele cu senzația de dragoste, de protecție. Și plus, în plus, dulciurile chiar stimulează... Eliberează hormonul fericirii. Serotoninele. Da. Deci, e evident. Așa că ați dori să guști ceva dulce, e normal. Hai să vedem acum ce anume, pentru că... Bine, hai să guști ceva odată la nu știu cât timp, la o aniversare, la anumite... Stai puțin, Simonica, o să și spun că altceva. Și fructele sunt opțiuni, în primul rând sunt opțiunile principale. Știu că aici te-am făcut fericită. Creierul meu, nu știu, deci așa se duce din instinct spre fructe. Foarte și bine. Și mă întrebai în copilărie, deci mama știu că mai făcea tot felul de checuri, lucruri nu Dar foarte tu mai dulci. Reții cum era? Și așa era? Și eu nu le mâncam, tata nu le mânca ea și până la un moment dat când a zis eu nu mai fac pentru că fac dulciuri și le mănânc eu. Deci nici copil fiind, eu nu eram disperată după dulciuri. Sincer, acum, dacă ne amintim la obiceiurile de dinainte, ideea era că în cea mai mare parte consumam într-adevăr fructe și fructele sunt alegerea numărul 1, vorbim de obicei uzual. Mm-hmm. Da? De așa. Apoi se făcea duminica o prăjiturică, mai nu stătea mama, nici nu avea timp să ne facă în fiecare zi. Da, corect. Uite, stai puțin, trebuie să recunosc că sunt disperată după plăcintă. Plăcintă cu mere, cu dovleac, cu brânză. Uite, plăcintă făcută în casă, astea îmi plac. Bun. Și să aibă cât mai multă compoziție exact. Și nu foarte dulce. Dar prăjiturica adică de casă... Mărul poate să fie, știi, să-l lași chiar așa parfumat, acrișor, cu scorțișoară. Cu scorțișoară. Și este senzațional, adică nu trebuie foarte mult Până zahăr. La urmă asta, de fapt, ar fi o atitudine firească și nu un obicei dăunător. Trebuie să învățăm copilul că fructele nu sunt doar gustarea obligatorie dată de părinte. Mulți copii o percep ca o gustare pe care e neapărat nevoie să mănânci. Nu consumă poate chiar cu plăcere. Deci fructele să fie baza, însă o dată de două ori pe săptămână se poate face și o prăjiturică de casă folosind ingrediente sănătoase și atunci și pe lângă acestea sunt diverse alte variante de dulciuri sănătoase. Deci spui că de fapt copiii până la o anumită vârstă, spuneai până la vreo 15 ani, au nevoie de dulciuri sau apare pofta de dulce. Pofta este direct legată de dezvoltarea lor osoasă, deci până la urmă de creșterea lor. Chiar s-a descoperit o substanță care le induce această poftă de dulce și care este în relație directă cu dezvoltarea osoasă. Și stai să ne lămurim. Bun, deci au nevoie de această poftă de dulce sau de dulciuri. Pe care noi le-o putem asigura prin variantele sănătoase. Adică fructe și dulciuri sănătoase. Dulciuri sănătoase făcute în casă odată la nu știu cât timp, spuneai, odată așa, pe săptămână sau și cu ingrediente o să vedeți sănătoase. Spre sfârșit. Să ne dai niște rețete, chiar, Gabi. Da, chiar și dulciuri rapide, chiar și clasicul orez, dar hai să-l folosim pe acela bazmatic, că știm că e sănătos, orez cu lapte și cu niște fructe deshidratate. Deci hai să folosim variantele sănătoase și să dezobișnuim copilul
să încercăm să-l învățăm că este dăunător dulciul din rafinat, comerț. Rafinat, cu industrial. Tot fel de creme, exact, de pe lângă aditiv barome, și conservanți, foarte bogat în zahăr, în amidon și în grăsimi nesănătoase. Și care ar fi urmările consumului excesiv de genul ăsta de dulce? Pentru că, din nefericire, cam astea sunt dulciurile care se consumă, nu alea din prima categorie, exact, de care spuneam, exact, fructe și dulciurile din așa păcate, de sănătoase. Așa este. Păi, prima consecință este obezitatea, iar obezitatea nu vine niciodată singură, vine la pachet. Vine cu complicațiile, diabet zaharat tip 2, hipertensiune, boli cardiovasculare, chiar pancreatite, spuneam într-o altă emisiune, chiar anumite forme de cancer pe viitor. Deci ar trebui să prevenim și să învățăm copilul să consume dulciurile sănătoase. Bun, și am reținut, fructele ar trebui să fie pe primul loc. Și zilnic apoi, să aibă fructe. Așa zisele dulciuri sănătoase, cum le-ai numit. Alternative. Hai, da, să vorbim despre ele. Dă-ne câteva exemple. Bun, hai să ne gândim la micile gustări rapide dulci. Cum ar fi? Eu știu ce fulgi mai de cereale integrale, exact, un iaurt integral, natural de casă. Așa. Și cu câteva stafide, exact, câteva semințe, coacăze deshidratate, din acelea sălbatic, goji. Avem un și antioxidanți care sunt... Este, da, extraordinar. Poftim! Uite, și vezi genul ăsta de dulce și eu îl consum și simt nevoia de genul ăsta de dulce. Cu o miere naturală și cu nucă și alune. Este un desert grecesc până la urmă, dar este extraordinar de bun și de gustos și de sănătos. Ce ar mai fi ca rapid? De pe vremuri, orezul cu lapte. Hai să folosim un orez basmati, să nu folosim pe acela cu bob rotund alb care lasă, deci foarte mult amidon. Cu bob basmati care e și aromat, nu cumva, e... așa cumva, și care nu se fierbe, nu se face, dar e foarte perce, așa, aromat, rămâne foarte mai, gustos. Mai da, tare, da, boba, da? Da, da. Bobul. Apoi la varianta de, să spunem, prăjiturica săptămânală sau bisăptămânală, dacă o facem, poftim, ce spuneai că ți-e plăcinte, dor, o plăcintă, nu? Cu... Folosim o făină... Dar și foietajul făcut de tine în casă sau cumpărat? Încerc pe cât posibil să-mi inoculez tuturor că cel mai sănătos și chiar mai gustos este să-ți gătești în casă. Dar, în primul rând, este mai sănătos cu o făină integrală, dacă avem probleme în familie și copilul și părinții cu obezitate, să zic că sunt deja probleme, cu făinurile pe care le-am conceput altfel. Dacă nu sunt probleme, pentru a preveni și a ne hrăni sănătos, o făină integrală, un măciniș total este suficient. Din acesta putem face blatul, foietajul, pandișpanul. Apoi la creme folosiți unt. Untul este o grăsime agreată de corpul nostru și este sănătoasă în limita a 30-40 de grame pe zi, un unt de calitate, ok? Deci spui unt, da, mai puțin, da, margarină, untură, că se mai fac mai și... puțin, mai da, puțin, exact. Și ce ar mai... Prăjiturica cu mere, folosim scorțișoara, care este și un antioxidant foarte bun. Prăjiturica cu cremă la masa de duminică, folosind aceste schimbări. În loc de zahăr, se poate înlocui un înlocuitor natural, acum fiecare ce agrează. Eu personal sunt pentru fructoză în continuare. Cine nu agrează fructoza, mai sunt și alte variante, este chiar mierea, este siropul de agave, care este foarte ok, sau ar mai fi extractul, dar vorbim de sirop, extractul de ștevie. Bun, aceasta... În loc de zahăr. În loc de zahăr. Și ai zis nu zahăr, nici zahărul brun, chiar dacă îl folosești. Și zahărul brun tot... este, doar că mai e brun. Dar e la fel de dăunător până la urmă ca și zahărul alb. Și spuneam, în măsura în care aceste dulciuri sunt consumate odată de două ori pe săptămână, în care copilul acasă are, apoi se pot face biscuiței. Am și pe site-ul meu, să mă caute Gabriela Mann, am, de exemplu, am pe site-ul meu să caute la deserte biscuiței de post. Sunt foarte sănătoși. Au și multă făină de migdale pe lângă făinurile mele și sunt și gustoși. Nu știu dacă am adus vreodată. Și foarte sățioși. Și foarte sățioși, da. Pentru că știu că am mai gustat, da, atunci când am realizat emisiuni împreună. Veneai și fie arătam în direct telespectatorilor, fie anumite deserturi chiar le-ai preparat, da, în direct, ca să ne demonstrezi, da, ce ușor se fac. Și, într-adevăr, după ce gustam, erau foarte sățioase, adică nu mai aveai senzație de foame pe lângă pentru faptul câteva că ore. Și erau gustoase. Și foarte gustoase, exact, da. Și e destul de riscant să transformi dulcele pentru copil, de exemplu, în fruct oprit, adică tu nu cu ai voie... Hai să cu atât e mai exact, dorit, mai dorit, oprit, da. Cum ai ajuns la grădiniță, la școală, în anturaj, își va dori...
Sau deci, mănâncă pe ascuns, exact, fără să știi este tu și nu e bine. Nu e deloc așa și plus, părinții mai fac greșeală de a-l transforma într-o posibilitate de pedeapsă sau recompensă. Ori da, nu-l primești dacă, nu pentru acord, că n-ai putut da. Asta sau îl iarăși creăm valoare artificial. Sau la fiecare da. Masă ai terminat da. Totul de mâncat, ce bine, ți-ai recompensa pe post de dulce. Da, exact. Am reținut deja, doamna doctor ne-a explicat că până la vreo 15-16 ani copiii simt nevoia de dulce, organismul are această nevoie și este bine să dăm copiilor în primul rând fructe și apoi dulciurile sănătoase pe care încercăm să le facem noi în casă o dată pe săptămână, o dată la două da. Săptămâni. Bun. Hai să apoi varianta, spuneam de acelea cu coacere, că ne apucăm duminica și facem... Ne lovește talentul în bucătărie, da? Eu o să-ți cer gata niște exemple de dulciuri sănătoase, gustoase și foarte ușor rapide de făcut. Și ușor de făcut. Ok, da? Am și venit cu o dată. Hai să spunem că o rețetă. Mămicile nu mai au timp prea mult să mai stea acum sunt să facă perfect și de acord. Dulciuri în bucătărie. Cinstit, la știi câte că au de făcut. Sunt foarte de acord. Știi că nu sunt... adepta vegetarianismului total, nici total eu. Așa, deci dar le respect, da? Ideea este că da, poți să iei... copiii să nu aibă acest stil de viață. Corect. Dar însă, pe foarte multe din site-urile lor, să știi că se găsesc rețete foarte ok și sănătoase la pentru, uite, dulciuri. Dulciuri fără foc. Avantajul care ar fi? Beneficiem de enzime, minerale, vitamine în stare pură. Pentru că enzimele, de exemplu, care sunt esențiale pentru sănătatea noastră, peste 40 de grade se pierd. Da? Și atunci, uite, hai să am preluat de pe... înseamnă că se fac și ușor dacă nu trebuie să le... Foarte rapid. Ei folosesc blenderul mult. Bun. Da. Deci în câteva minute da. Terminăm? Exact, da. Hai uite, să o rețetă de blat de Gabi. Tort. Peste care ulterior putem să punem o cremă de brânză cu niște fructe confiate, da? Putem să punem iarăși o cremă făcută din frișcă. E blat de tort mai fără sunt tot coacere. Felul de dulcețuri fără zahăr adăugat, produse la noi. Au foarte multe, bune, chiar magiun natural de prune. Chiar intenționez dintr-o anumită să zonă din Topoloveni și la fel nu are zahăr adăugat. Iubesc foarte mult produsele lor. Da. De aceea spuneam că le găsim, pentru că nu au zahăr adăugat. Corect. La blatul, la topoloveni, o mică precizare, au mare avantaj. Nu depășește în interior la prepararea magiunului acesta. Exact, temperatura. Temperatura de 40 de grade și își păstrează antioxidanții. Da. Și ceea chiar ce vezi de top, acasă, dacă de faci tu, chiar dacă faci tu magiunul, pe foc, la flacără, la mult tine, mai puțin din mai foarte puțin, puțin plus pentru... că se mai întâmplă, Gabi, să se mai și prindă un pic corect, și atunci corect, se degajă corect, substanțe corect. Cancerigene, deci... Dar ei au vasele acelea de peste 100 de ani cu... Perez dubli, am avut cu... ocazia să vizitez și știu cum se face. Da, de asta. Chiar spun că sunt extraordinari. Deci blatul de tort fără coacere, 200 de curmale care trebuie hidratate 2 ore înainte, cu 400 de grame pulpă de migdale de la lapte de migdale. E rețeta pe site-ul meu, e simplu. Laptele de migdale se... Deci intrăm pe site-ul tău, Gabriela Mam. Așa, și pulpa aceea rămasă, că de fapt sunt migdale hidratate și stoarse după ce am scos noi laptele, ne-a rămas pulpa. Astea se amestecă cu 200 de grame într-un blender, cu 200 de grame de curmale hidratate, cu 2 linguri de ulei de cocos și asta este tot blatul. Pui într-un inel. Și peste pui și o cremă de brânză. Se face ca un blat și apoi îl presezi în inel. Da. Ai încercat? Da. Toate dulciurile deci, lor de ies de la... Toate rețetele pe care ni da. Le dai sunt testate. Trei am încercat până acum. Una v-am dat-o într-o altă emisiune. În cea de astăzi am... Mai e asta de blat și încă rețete. Două de bombonele. Da. Uite o rețetă foarte... Ies foarte gustoase. Turtă dulce, tot fără coacere. Bună, îmi bună, place. Da, pentru copila și mie. Uite, vezi, uite și foarte și bogată în antioxidanți care ai scorțișoară. Da. Așa. În copilărie. 500 de grame de nuci caju hidratate 2 ore, făină de migdale, luați migdale, fulgi de migdale în aceea de urnă și dați-le prin râșnița de cafea și vă faceți făină de migdale. Vă trebuie 3-4 linguri cât să fie aluatul mai omogen pentru turtă. Deci 500 de grame de nuci caju hidratate înainte 2 ore, cu cât cuprinde făină din asta de migdale, 2 linguri de scorțișoară, 1 lingură de cuișoare, un vârf de cuțit sare de Himalaya și 2-3 linguri de ulei de cocos. Toate în blender, se întinde așa un fel de aluat pe masă, decupezi forme și le pui în deshidrator, unde se deshidratează aia acasă, dacă nu ți-l recomau căldură.
pentru fructe deshidratate la 40 de grade. A, deci ai puțin postul să-ți cumperi un aparat, baci fructul crud și să-ți le deshidratezi acasă. Da. O oră la 40 de grade, timp de 24 de ore. Foarte interesant. Deci, iată, am învățat și cum să ne facem fructele deshidratate. Exact. Și nu sunt scumpe aceste aparate. Cel mai sănătos din punctul meu de vedere și cel mai gustos, pentru că faci tot felul de combinații. Da. De fructe. Încă o rețetă, bomboane de cocos și curmale, 500 de grame curmale hidratate 2 ore anterior, date în blender cu 200 de grame de fulgi de cocos. La nevoie, dacă mai e nevoie ca să poți face biluțe din ele, mai poți adăuga din apa în care ai hidratat curmalele. Și asta e toată bomboana. Este foarte gustoasă și aromată. Incredibil. Și bogate în omega 3. Și antioxidanți, vitamine și minerale. Prea mult timp. Spun că au deserturi foarte și au salate foarte ok. Eu sunt speculativă. Reiau tot ce-i bun, bun exact, din respect toate școlile, toate punctele de vedere. Eu consider că omul e omnivor, nu e nici erbivor, nu e nici carnivor, da? Dar preiau ce este bun și din alte școli bun. De nutriție. Hai să vedem cum îi obișnuim totuși pe copiii noștri să mănânce sănătos. Bine, cred că ar trebui întâi să ne obișnuim pe noi ca părinți. Exact. Și apoi, în primul firesc, rând, toată familia trebuie să mănânce sănătos, da? Să înlocuiască carbohidrații rafinați, făina, zahărul, să le înlocuiască cu variantele sănătoase. Orezul acela care lasă mult amidon cu orez basmati, să înlocuiască făina cu făina integrală sau cu făina pe care am conceput-o și o am pe piață. Apoi să folosească grăsimile benefice, uleiuri virgine în salate presate la rece, de măsline, de rapiță acum. Să folosească la gătit uleiuri cu punct de rezistență crescută la ardere, cum ar fi uleiul de rapiță și nu uleiul de floarea soarelui, da. Sau uleiul de măsline, acela rafinat. Sau cel de palmier nehidrogenat. Deci acestea sunt obiceiuri care în familie încep și copilul, dacă are, plus copilul, eu cred că, și am văzut familii care fac așa ceva, poate fi implicat în povestea aceasta, de exemplu la bombonelele astea sau la prăjiturile făcute în casă, îi place și atunci le mănâncă cu plăcere și chiar va considera, poate trebuie învățat că e o recompensă mai ok un dulce din acesta din casă decât hai să-ți dau 5 lei să te duci să-ți iei un pateu de la colț. Nesănătos. Da. Pentru că spuneai, cu cât mâncarea este mai rafinată, prelucrată, atât e mai dăunătoare. Cu atât conține mai mulți coloranți, conservanți și poate cu exact. Cât arată mai bine sau are tot felul de arome, nu mai e neapărat sănătoasă. Plus că genul ăsta de mâncare, sper să nu greșesc și aici poate ne poți explica tu, știu că mai are și conține și anumite substanțe care creează dependență. Adică devii dependent de mâncarea asta nesănătoasă. Ok. Păi primul exemplu, să vă uitați inclusiv pe salamuri, pe la partea de mezelărie există zahăr sau dextroză. De ce? Pentru că creează dependența. Apropo de faptul ce spuneam mereu, zahărul și amidonul rafinat creează dependența. Prin asta se fac bani în industria alimentară. Hamburgerii pe care cum consumăm, produsele acestea de fast food, toate sunt cu zahăr sau dextroză adăugate. Siropul de fructoză, apropo, se face o mare confuzie între fructoza pură cristalizată, care e ok, și siropul de fructoză, care e cu totul altceva, conține doar un 40% fructoză și care e ieftin și e folosit industrial pentru a ne crea dependență. Sau acel amestec, nu vreau să fac acum, nu știu dacă e numele, mă rog, care îl bagă multe gospodine în mâncare, în loc să pună sare, piper... Bun, tot felul de condimente din acestea nesănătoase la plicuri. Da. Exact. Nu, hai să ne facem amestecurile de ierburi și de condimente în casă, naturale. Și legume deshidratate, fără aditiv. Uite așa, dacă văd obiceiuri sănătoase în casă... Eu îmi gătesc foarte mult în casă. La fel vor face și ei mai târziu când vor fi adulți. Corect. Și vor fi niște adulți tineri, sănătoși și frumoși. Da, așa ne dorim să fim cu toții. Mulțumim pentru sfaturi, Gabi, iată, am reținut cu multă dragoste. Că dacă vrei neapărat și un dulce pentru copil atunci când are acesta nevoie, cu măsură și gătind sănătos în casă, poți obține un dulce sănătos, gustos și ceea ce mi se pare mie extraordinar și ușor și repede de făcut. Alături de noi a fost doamna doctor Gabriela Mann, medic generalist, specialist în sănătatea populației. Atât pentru astăzi. Nu uitați că așteptăm întrebările și mesajele dumneavoastră la meditații pentru părinți @rondițibiții.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine vă doresc, pe curând!
Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir.